ies la iveală detalii șocante. După confruntarea Danei Roba cu Daniel Balaciu, Dana Roba îi aduce acuzații grave avocatului fostului soț. Celebrul machia artist susține că după confruntare, avocatul lui Daniel Balaciu i-ar fi spus că a plâns cu lacrimi false, iar mai apoi s-a dus să facă parada modei la mol. Daniel Balaciu a fost trimis în judecată. Iar în cursul săptămânii trecute, El și Dana Roba au avut prima confruntare față în față, după ce femeia a fost lovită cu ciocanul în cap în repetate rânduri. Dana Roba a intrat în comă și a fost operată de urgență la Timișoara, după ce soțul său a bătut-o și i-a dat opt ciocane în cap. Procesul dintre cei doi este abia la început, iar prima confruntare față în față a avut loc în cursul săptămânii trecute. Acum, la o săptămână de la momentul crucial, ies la iveală noi detalii în acest caz. Vedeta spune că deși ei a fost milă să-și vadă fostul partener de viață această situație, Daniel Balaciu nu ar fi avut aceleași sentimente atunci când a întâlnit-o pentru prima oară după măcel. Oamenii nu or să creadă, clar nu vor crede mulți treaba asta, dar eu când l-am văzut pe el la confruntare cu cătușele pe mâini, mie mi-a fost o milă incredibil de mare. Mie mi-a fost milă de el, îmi e martor Dumnezeu. Lui nu i-a fost milă de mine. Lui nu-i pare rău de ceea ce a făcut, nu-i pare rău deloc, eu așa cred. Lui îi pare rău că eu trăiesc în momentul de față. E necăjit maxim că eu sunt în viață să uita cură pe mine, a dezvăluit Dana Roba.